Mai ușor fotbalul decât cântatul. Bună ziua, în primul rând. Nu este mai ușor fotbalul. Fotbalul este competiție grea, o competiție de bărbați adevărați, care, după cum ați văzut și voi aici, au fost 3 finale foarte puternice. Vreau să-i felicit în primul rând pe cei de la ISJ pentru prestația care au avut-o și au câștigat în fața noastră cu 2-1. Vreau să felicit și jucătorii echipei mele Star Team, care pe această cale le mulțumesc că au ajuns până aici și... Nu e niciodată un război, nu e, încă nu l-am pierdut. Mai avem de jucat, suntem pe locul 2 la campionat. Să sperăm că noul an o să ne aducă și nouă o victorie care ne dorim, o câștigare, o cupă, să fie bine pentru echipă, ca să le ridicăm și noi puțin moralul. Supărat? Nu sunt supărat deloc, sunt chiar foarte bucuros pentru că am reușit să ajung până în finală. Este o competiție de sezon, așa cum am spus aici la Complexul Dolce Vita de mini-fotbal, o competiție care este pe sezon pentru sărbătorile de Crăciun. Să ne bucurăm, pentru că așa este spiritul Crăciunului, trebuie să ne aducă bucurie, veselie și în primul rând sănătate. Eu chiar sunt foarte bucuros că am ajuns până în finală și pentru mine campionatul. Liga a doua, vreau să câștig campionatul. Mersi, salutări, Doamne ajută!